Salutare tuturor, numele meu este Alex, unii dintre voi poate știați, unii poate nu știați, eu am și un acvariu cu peștișori. Iar astăzi m-am gândit să le schimb apa. Dacă vreți să fac un videoclip, să vă prezint toți peștișorii mei cum se numește așa, scrieți în comentarii. După cum vedeți, această plantă este naturală. Are și un pui aici. O să se facă la fel de mare. Uitați, aceasta este o pompă specială ca să schimbe apa la pești. Le facem capacul. Așa. Și introducem furtunașul acesta înăuntru, într-un colț. Uitați. Iar apoi are aici o așa o nu știu cum să zic și trebuie să apăsați pe ea și o să iasă apă. Cum vedeți. Până în chiuvetă. Pun apa în chiuvetă ca să nu mai stau să o arunc, să o pun în lighean sau ceva, să o arunc sau pun direct în chiuvetă. Revin după ce scade toată apa. Uitați, a scăzut un pic. Uitați de aici, se vede urma. A scăzut un 5 cm, cam așa. Dar mai e de scăzut. Uitați cum se vede și de sus. Uitați această plantă naturală. Ați scos toată apa. Deci chiar toată apa mai rămas un pic aici, 5 cm, ca să poată peștii să respire, să nu îi scot sau ceva. Uitați. Și acum trebuie să le pun apă peste asta. M-am gândit mai bine și am să mut peștii în altă încăpere. Mai exact în sufragerie. Uitați, am luat capacul. Să pun mai bine apa. Uitați, acum pun apă călăie. Și revin după ce umplu acvariul. După cum vedeți, am umplut acvariul. Am făcut niște modificări. Să scoată aer mai mult. Acum urmează să le dau să mănânce. Uitați ce le dau să mănânce. Mâncare specială pentru pești. Se numește fulgi pentru pești. Și acum să le dăm să mănânce. Uitați, acum le dau să mănânce. Cam atât, până am mulți pești. Ia uitați ce mănâncă. Le-a fost foame. Și nu uitați, dacă vreți să vă prezint peștișorii mei, scrieți în comentarii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să puneți un like, subscribe, share să vadă și prietenii voștri. Vă lăsa cu bine. Pa, pa!